ca toate nickname-urile care nu au sens și sunt stupide, a apărut când aveam 11 ani, cred, 11-12 ani. Și faza era că toate numele mele pe care vreau eu să le iau, erau luate. Numele pe care vreau eu să le iau la început, normal, în mintea mea de 11 ani, nu mă judecați, era... Era Frosty, ok? Era Frosty. Și era Frosty, era luat Frosty 1, era luat Frosty semnul exclamării, era luat Frosty 1, 2, 3, era luat Frosty 9, 1, 1, era luat Frosty, toate Frosty-urile luate. Și am zis, hai să-mi pun o doamnă, dar nu o doamnă odată, o doamnă de două ori, am zis, o doamnă, o doamnă, că sigur, sigur nu o să ajungi jucătorul profesionist, sigur nu contează numele ăsta, sigur, pur și simplu te joci acolo, cum te-ai jucat și data trecută, un meci două și te plictisești de el și nu te mai joci. Și am pus o doamnă, o doamnă, m-am jucat un meci de League of Legends, am zis că e cel mai nașpa joc și l-am șters.